De astăzi, grefierii au declanșat proteste pe termen nelimitat. Potrivit liderilor Sindicatului Național al Grefei Judiciare, grefierii protestează pentru că nu au fost găsite soluții la revendicările lor nici la întâlnirea de la Ministerul Finanțelor, nici la întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu. În consecință, de astăzi, grefierii vor participa doar la ședințele considerate urgente, programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate și nu se mai asigură permanență. În ziua votării bugetului pentru 2024 vor întrerupe lucrul timp de 4 ore. Grefierii cer coaliției de guvernare asigurarea în regim de urgență a fondurilor pentru achitarea integrală a salariilor aferente lunii noiembrie 2023, plata tranșelor din hotărâri judecătorești definitive și acte administrative de salarizare scadente în anul 2023, asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare pentru achitarea integrală a salariilor și a altor drepturi de natură salarială, achitarea diferențelor de drepturi salariale restante aferente lunilor aprilie-octombrie 2023 inclusiv, achitarea diferențelor de drepturi salariale restante aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2023, funcționarea în condiții normale a instanțelor judecătorești și a parchetelor. Salariile personalului din cadrul autorității judecătorești au fost greșit calculate la momentul elaborării actualei legi a salarizării din 2017, ceea ce a generat mii de procese pe rolul instanțelor de judecată și nicio creștere salarială timp de 6 ani de zile.